și am spus te văd, sunt mândru de tine, te respect, te admir și chiar dacă nu te cunosc, ești eroul meu. Și sper cuvintele astea să le audă toți care îți urmăresc podcastul și încă n-au fost invitați. Dincolo de antreprenoriat, sport și conversații interesante cu oameni dragi, ce te face cu adevărat fericită? Scriu scenarii, fac muzică, scriu cărți. Nu mi-am permis să te întreb care este cea mai mare frică a ta. Dar dacă ești disponibil să răspunzi la asta, să de acord și cu ea. Dăm câteva secunde, Te fiindcă rup. aici trebuie să sapăm, după. Te să scot din cufăr. Eu am trăit mai multe ore pe săptămână decât ceilalți, fiindcă eu nu folosesc mașina și îmi ia câteva minute să mă deplasez între nevoile zilnice, care sunt habiturile de a mânca, de a merge la sport, de a sta la birou, de a duce copiii la grădiniță. Sticker.ro devine partener oficial al Growing Together Podcast, este o soluție de tehnologie cu un sticker ce se lipește pe parbrizul mașinii pentru a putea fi contactat în cazul în care ai blocat pe cineva sau ai parcă neregulamentar. În momentul scanării poți fi apelat, dar nu ți se vede și numărul de telefon, astfel ai confidențialitatea numărului de telefon. Sticker.ro, partener oficial al Growing Together Podcast. Uite, mi-am pregătit o uh, prezentare la cum să te prezint pe tine. Uh, am avut vreo 20 de episoade în care nu prea mi-am prezentat invitații și am intrat, așa direct în flux, și după aia primeam în comentarii Men, dar dă-ne un pic de context înainte să începem. Uh, având privilegiul să te cunosc de mult timp, uh, de ceva vreme, mi-am zis așa, că ești un antreprenor curios, competitiv, sharp și mie asta mi-a plăcut uh, mult de tot și bun la suflet. Da. Tu nu mai trebuie să mă prezint, accept asta. Accept <laughs> cu... Da. Cu am, am, acoperit și prezentarea ta atunci, da? Perfect. Da. A zis așa, ești un om bun lângă care am avut prilegiu să fiu o perioadă de timp și cumva mi se pare interesant ca la bătrânețe să putem sta și să depănăm amintiri într-o energie din aia constructivă și interesantă pe care o putem avea la momentul respectiv. Uh. Și dacă de obicei vă mulțumesc că aveți timp pentru mine și să stăm o oră să povestim, eu îți mulțumesc că încă de la început ai fost cu brațele deschise și cumva cred că chestia asta te caracterizează, așa că abia aștept să aud mai multe lucruri de ce ai făcut în ultima perioadă, pentru că o mică perioadă am lipsit. Fain, foarte fain, wow, foarte, foarte fain. Când ne-am văzut ultima oară, sau într-una dintre deți, dați, era în dezvoltarea noului proiect. Și o să vorbim și dată despre ăsta puțin, după aia despre primul proiect în care ne-am și întâlnit, și apoi am pregătit niște întrebări pentru tine. Uh, cu ce să încep? Cu ce ai vrea să încep din cele menționate? De ce Wild Hills? De ce Wild Hills? Uh, e o întrebare foarte bună. Wild Hills, cum, cum noi, antreprenorii, vedem diverse oportunități și le exploatăm fiecare prin viziunea proprie. Wild Hills mi-am dat seama în reflexiile din ultimul an că are o componentă care de fapt o regăsesc în toate proiectele mele și pe care și tu o ai spus-o acum, nu-mi dau seama cum n-am văzut-o eu că e atât de clar în fața ochilor, și anume relațiile, relationships. Mi-am dat seama că în business pentru mine una cea mai mare bogăție pe care mi-a dus-o businessul sunt exact aceste relații și exact aceste conversații care pe mm -hmm. mine mă fac să, să trăiesc viața, să o savurez și, bineînțeles, să mă îmbunătățesc. Și întorcându-mă la Wild Hills, a o oportunitate acolo, unde aveam o investiție în zona agricolă și în zona respectivă exista Hergelia Jucu. Da, o să ne detaliez un pic. Ziceam de la început că avem o mică Așa. Oh. Salut, ne bucurăm să te vedem. Salut, ah. Alex. Salut. Putem să te îmbrățișăm? Avem voie și să te felicităm? <gătări> da, da, să da, să hai, da, 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 Mulțumesc, nu mă aștept da. la surpriza asta. Great. Mulțumesc, Mulțumesc frumos, frumos Alex. Ceau. Salut. Ne vedem într-o oră. Da, da. Așa, zine ce este Well Hills. Stai, stai, stai. stai. Vine, Trebuie să-ți revin. mai dus în multe zone, atât de repede n am dat seama că am început. Dar întorcându-ne... Aveam acolo o companie pe care o conduc, avea o investiție în agricultură, dar locul avea o istorie foarte bogată. Îi poartă numele chiar și comuna Hergelia Jucu. Era o veche, veche Hergelie de pe vremea austro-ungarilor și care era într-o stare foarte deplorabilă. Locul în care noi am investit în agricultură, existau niște grajduri foarte vechi care stăteau să cadă și știi cum, e, cum își pun antreprenorii tot felul de întrebări și visează. La un moment dat m-am gândit și ne-am gândit cum ar fi să redăm viața acestui loc, fiindcă locul transmitea energia pe care o avea de secole. Simțeai când te plimbai pe acolo, ai fost și tu înainte să fii orice, simțeai că ceva a fost acolo, dar nu mai avea gloria de odinioară, era doar o amintire și era clar că în momentul în care se afla era fie dispare de tot și rămâne amintirea sau cineva își da acest film, ca să zic așa, să o reînvie. Și așa a apărut Imaginea în care am văzut-o reînviată a fost un proiect Horeca, dar cum îmi place mie o să fie un concept unic, în indiferent ce industrie intru, am vrut să fie un country club. Așa l-am văzut eu, dincolo de un proiect Horeca. Mi-am pus întrebarea cum ar fi să fac primul country club al orașului și de acolo știi cum e când devii foarte entuziast de o idee și se rostogolește și iată-ne patru ani mai târziu am adus-o la realitate. Dar motivația, apropo de ce spuneam, de reflexii și de ce ai menționat tu, mi-am dat seama că motivul pentru care am zis vreau să fac Country Club este exact același pentru care am făcut tot ce am făcut în cariera mea, așa nume să pot să am parte de aceste conversații, să am un business care îmi facilitează aceste conversații și să adun genul de oameni care își doresc aceste conversații în același loc. Și dacă ăla poate fi jobul meu, o să fiu fericit pe toate părțile. Așa că mi-am numit uh, Country Clubul Beautiful Minds, așa îi spune. Oh. Și abia aștept să termin acea etapă. Fiindcă, în acest moment, avem partea de Horeca, funcționează uh -huh. zona de evenimente, dar zona de Country Club, restaurant și alte facilități le voi deschide doar în 2025. Ok, dar ești aproape, 2025 și după colț. Da. Așa e. Și cum arată oferta de Country Club? Se adresează cui? Încă o întrebare dificilă și chiar la asta lucrez. Chiar, chiar fiind vorba de un country club, tot vreau să fie ceva unic, apropiat de sufletul meu și al nostru, cel care l-am creat. Și, bineînțeles, adaptat la locul în care ne aflăm, fiindcă nu suntem America, unde country club înseamnă altceva, nu suntem Anglia, suntem România. Inspirația mea a fost Italia, care este o țară aproape de inima mea și country club de acolo. Iar... Um, cum arată publicul țintă, de aceea l-am numit Beautiful Minds, fiindcă, ca să o spun pe șleau, nu este un loc în care ai bani, ești prezent, nu este un loc în care vreau oamenii care vin acolo să etaleze și atrage acea parte de exclusivitate, deci nu suntem în acea categorie de brand, ci vreau să populez comunitatea respectivă cu oameni care sunt givers, learners, white belt mentality, acel loc în care vin oamenii care, chiar dacă se află într-un anume punct din viață, destul de succes, să spunem, au acea dorință de a da, de a învăța și de a construi relații autentice cu oameni la fel. E foarte complex, fiindcă mi-e ușor să o descriu, dar pentru mine acum e foarte greu să crez mecanisme cât mai non-biased, prin care să atragi acei oameni. Puțin bajest tot va fi, fiindcă este un proiect construit de un om care are o viziune, îmi asum, mm -hmm. dar nu vreau să fiu prea bajest. Mm -hmm. Mi se pare un statement fantastic, greu de implementat, cumva e normal să fie greu de implementat, că e cumva pe actul de curaj și na, știm că antreprenorii sunt curajoși. Dar având în vedere pașii mari pe care deja ai făcut, cred că și asta se va putea face. Și uh, aici cred că ne putem lega de la, deja de comunitatea pe care deja ai dezvoltat-o și dacă cineva în zona asta începe să se poziționeze ca expert în crearea de comunități, probabil ești chiar tu acela. Uh, am simțit și mai tare vaibost în perioada pandemiei, că preocupările tale pentru construcția de comunități sunt tot mai profunde. Și Aș vrea să ajungem atunci la Cluj Business Campus, care este prima comunitate de business din care am și făcut parte și pe care știu că ai însuflețit o tu. Povestește-ne un pic despre, despre, asta, pentru că asta cumva mi se pare că se leagă foarte bine și cu viziunea completă a Country că pornind dintr-un loc și experimentând acolo deja partea de comunitate, să o transpui dincolo, probabil ți-e un pic mai facil. Așa este. Deci, îți spuneam că în reflexie mele mi-am dat seama că oricum fac același lucru în diverse forme. Cluj Business Campus, se numea Cluj Business Center când am preluat eu o clădire de birouri din Mărăști. Detaliază un pic clădiri și ce ei, că nu toată lumea știe. Ok, Cluj Business Campus în acest moment este un proiect imobiliar mixt, dacă e să fim sintetici, dar de fapt este un concept de office. Era unic în România până recent, cred că în continuare este un pionier care a adus un trend important și anume că clădirile în care lucrăm sunt mai mult decât niște clădiri, sunt o comunitate, sunt un campus care trebuie să ofere lifestyle mai mult decât un simplu loc în care te duci. Acum, deja este un jargon foarte popular și ceva normal, da. mai ales post-pandemie, fiindcă pandemia a accelerat aceste trenduri. În momentul în care le-am pornit eu, ca să spun, Uh, a fost ceva nou, fiindcă venea dintr-un alt fel de leadership care în acel moment nu exista în real estate și și atât. Deci asta este Cluj Business Campus. Pot să vă povestesc cum a ajuns la această viziune să fie o realitate, fiindcă campusul este ceea ce este astăzi de mult. Dinainte, vorba cea dinainte să fie la modă, mm -hmm. în sensul că atunci când am venit pe marketing la o clădire de birouri din Mărăști, într-un timp în care zona de birouri era foarte incipientă în oraș, adică eram la nivelul chiar în care companii mari nu investeau în Cluj, fiindcă logistic nu aveau spații unde să vină. Clădirea respectivă a apărut, am fost și suntem unul din marii jucători de pe această piață, practic sunt patru mari jucători sau cinci la nivel de, să spunem, peste 20.000 de metri pătrați, sau erau atunci. Dar toți erau în curs de dezvoltare, și stocul de bilor chiar nu exista atunci. Deci, ceea cu ce cu suntem azi obișnuiți era atunci uh, incipient. Mm -hmm. Și tot a apărut din nevoia de a poziționa și a de -a diferenția proiectul nostru, care, să fiu perfect onest, între cei mari patru eram un underdog. Uh, toată viața am fost un underdog și iubesc această poziție. Și atunci a trebuit să vin cu creativitate care să-mi găsească o nișă prin care să pot să mă bat cu pumnul în piept că eu sunt cel mai puternic și mai ales care este foarte greu de replicat. De aici am pornit. Norocul meu a fost că nișa a venit, aș spune, din noroc sau din pur și simplu a venit natural nișa asta de comunitate și facilități fiindcă eu înainte lucrasem în evenimente, festivaluri, zonă creativă și așa mai departe. Și în momentul în care am aterizat în birouri, am zis, eu am aici o mie de oameni în fiecare zi, este ca un festival. Adică nu am patru zile, i-am în fiecare zi. Și atunci am schimbat mindset-ul business și acum s-a schimbat și al industriei. Clientul meu nu era Sandu, CEO sau X CEO de la compania care îmi plătește chiria, ci era fiecare angajat al lui. Și în momentul în care am modificat viziunea și așa am zis, hai să creăm experiențe pentru acești oameni captivi în festivalul nostru, a fost un super win. Fiindcă ce s-a întâmplat? acei oameni s-au transformat în ambasadori ai brandului. Migrând de la o companie la alta, povesteau cum a fost la birou ăla, cum a fost la clădirea cealaltă. Și apoi s-a format o comunitate, am format o comunitate pe layere, bineînțeles am lucrat mult și a format o comunitate de uh, top management, CEOs, HRs și o that, care la fel, fiind uh, high value professionals, sigur, au lucrat la diverse companii, și acest network, practic, a umplut clădirea, i-a dat viață și mi-a creat mie un network care a ajutat toate business nu doar cbc -ul. Long story short, că așa a fost vreo 12 ani. Da, e rezumat uh, super uh, pe înțeles, cumva. Și acum ce facilități are campusul? Uh, îi spun one minute, fiindcă eu consider că are cele mai multe facilități dintr-un campus de birouri din uh, România. Dincolo de cele de bază, ca și restaurant, sală de fitness, cafenele și așa mai departe. Am făcut atunci un pariu care eu îl consider un win, și anume am primit o școală în campus. Și atunci are grădiniță, școală, liceu, după care are un rooftop bar, un teren de fotbal, un parc, un studio de muzică, o clinică medicală, o zonă rezidențială. Și probabil că le uit pe unele. Am ajuns în acel punct în care efectiv nu mai put, nu mai știu și nu mai pot crea mare lucru nou din punct de vedere al facilităților. Dar el a fost un super win, fiindcă strategia mea a fost ca atunci când omul vine la birou, să câștige timp, nu să-l cheltuie. Și eu sunt dovada via acestui concept, fiindcă eu consider că în perioada în care lumea mergea la birou, dar și acum când merge sporadic, eu am trăit mai multe ore pe săptămână decât ceilalți, fiindcă eu nu folosesc mașina, și mi ia câteva minute să mă deplasez între nevoile zilnice, care sunt habiturile de a mânca, de a merge la sport, de a sta la birou, de a nu. duce copilul la grădiniță. Five minutes distance e un concept care chiar contează și dacă în campus le ai pe toate, ție viața mai plină un pic. Ai un pic mai mult timp și pentru fiecare dintre noi timpul poate să fie foarte valoros. Au fost rezistenți colegii pe viziunea pe care tu ai prezentat-o acum, atunci la început. Da, și cum a rezolvat? Uh, nu doar colegii, toată lumea a fost rezistentă. Inclusiv clienții. Inclusiv clienții. Uh -huh. Da. Fiindcă a fost foarte neobișnuit. Adică, în primul rând, de ce clădirea de birou să vină la mine cu propuneri să construim o comunitate și să-mi facă mie treaba, fiindcă eu am un departament de people și de community care fac lucrurile astea și nu are sens? Oamenii din departamentul acesta de ce vine asta, și în loc să-l vadă ca un tool, îl vedea ca o chestie poate concurentă sau pur și simplu nu-l băga în seama. Uh, Colegii de industrie ziceau au în e tânăr și e naiv. Uh, proprietarii și acționarii au avut încredere, dar uh, au zis, lasă-l, poate e doar o chestiune de marketing, sună bine ca și marketing. Nu știu, fiecare a interpretat-o cumva, dar nu i-a văzut adevărata valoare. Mi-aș fi dorit să nu se întâmple pandemia, fiindcă sunt convins, adică pentru mine ar fi fost bine, dar pentru industria de ofice n-ar fost așa bine, că oamenii, uh, ofisurile din lume, n-ar fi adoptat această filozofie atât de puternic dacă nu venea pandemia. Dar în acel moment când am creat-o, eu era pur și simplu o balivernă de marketing pentru alții. Mm -hmm. Și tu ai rămas uh, stick to the plan și uh, ai făcut față și cumva... Mie mi se pare totuși destul de dificil și cred că asta ar fi interesant să vedem când lumea zice că <coughs> e un bullshit, nu se poate sau cum ai spus tu, este tânăr, poate naiv. Cum treci peste chestia asta? Pentru că o auzi, o simți, cum te afectează? De asta m-am uh, lovit toată viața, fiindcă de la 25 de ani cumva am ajuns în poziții de leadership în tot felul de organizații și se nimerea ca mulți dintre angajații mei să fie mai uh, în vârstă, mai experimentați, deci, mai experimentați da. ca și mine, normal. Da. Și atunci, bineînțeles, cumva înțelegeam perfect și perspectiva lor, era naturală și a fost o provocare să le câștig respectul și o provocare care pe mine m-a ajutat. În rest, cum treci și cum mergi mai departe atunci când toată lumea nu te crede, știi și tu. Adică noi suntem puțin buni De a face face. ce face. da. Vai, am auzit și eu de atâtea ori, asta chiar nu se poate face. Și abia atunci mă sufoc și zic, de ce nu se poate? Mai în detaliu vreau să știu ce nu se poate, că dacă îmi prezinți detaliile, parcă deja încep să găsesc o soluție. Știi, e, e acolo. Bun. Care e cel mai... Am un set de întrebări, mi le-am pregătit special pentru tine. Uh, și vreau să știu, care e cel mai important skill pe care l-ai tu în antreprenoriat? Pe care l-am eu? Uh, se poate două? Da, te rog. Fiindcă sunt două egal de importante, unul este, nu știu dacă e skill, dar learning-ul, uh -huh. e o obsesie de, din totdeauna și m-a făcut ceea ce sunt, fiindcă, așa cum spuneam, conversațiile... Consider că sunt unul lucru care m-au format, iar conversația pe care l-am avut cu toți oamenii care au scris pe care le-am citit sau cu antreprenorii din jurul meu din care am învățat, m-au adus unde sunt, sunt convins de asta. Și al doilea, uh, l-am numit inteligența adaptivă. Hmm. Nu știu dacă există termenul, dacă așa se numește, sigur. Este o capacitate de transformare uh, a mea. Eu să mă transform și să fiu, cum spunea un mare psiholog român, oamenii râu, nu oamenii stâncă, adică să știi... Fluid. Fluid, da. Și în același timp să transform realitatea cât de bine pot. Adică dezavantaj în avantaj. Ești underdog, ce poți face tu, ce de big dogs nu pot face așa bine. Uh, ai aceste skill cum le folosești cel mai bine sau cum le adaptezi la industria în care te afli. Și cum cum lucrez eu cu mine ca să pot să ofer mai multă valoare cu oamenii pe care îi servesc clienții mei. Deci, aș numi-o putere de transformare. Mm -hmm. Asta cu fluid, asta mi se pare o valoare. Da? E o valoare și când conștientizez că poți să faci asta, știi? Pentru că tu îți găsești calea un pic printre lucruri, printre provocări, și de data asta ți-a ieșit. Să mai ieși o dată de două ori și zici, stai un pic, că se poate. Și peste asta se adaugă și în, toată, în tot demersul ăsta cum pot să fac bine. știi? Cum pot să simt bine. Că până la urmă trebuie să ne întoarcem la noi și în timp ce dezvoltăm să vedem, ok, cum se face bine cu asta. S-a încurunat cu succes inclusiv de reward, așa emoțional, efortul pe care l-ai depus pentru dezvoltarea comunității astăzi, în special în CBC. Da, da, categoric. Chiar azi aveam discuția cu una, unul din liderii din comunitatea respectivă, care îmi, îmi spunea de planurile sale de viitor, și am spus că mi-am dat seama că valoarea cea mai mare pe care munca mea mi-a adus exact ce-ți spuneam acum, conversațiile uh -huh. și relațiile astea între oameni, aș spune, asemănător cu preocupări similare. Fiindcă, sigur, au venit și bani, au venit și recunoaștere, au venit și tot felul de alte uh -huh. lucruri. Dar mi-am dat seama că e comoara numărul unu pentru mine. Câți bani? <laughs> care este cel mai bun an financiar pe care l-ai avut? Nici nu m-am mai uitat în ultima perioadă în sensul ăsta. Aș spune, uite, acum că mă întreb, îmi dau seama că cel mai greu an a fost cel mai bun an financiar. 2020. 20. Dar nu 20, după și 21, și 22, și 23, adică lucrurile merg doar în, au mers doar în sus de mm -hmm. când mă uit eu și cu procente destul de bune. Poți să ne zici, măcar nu știu, o, cifra de afaceri a companiei, un pic să dăm o dimensiune a afacerii pe care o administrezi? Undeva la uh, 6 milioane de euro cifra de afaceri pe an, mm -hmm. iar la celelalte două companii nu pot să spun exact. Mm -hmm. acum. Și aici activele administrate cam ce valoare au? Aproximativ. A dacă se poate. 40 pată, da. acum 3 ani. 40 de ce? Milioane de euro. Ok. Da. Wow. Asta e da. puțin, că n-am pus și proiectul nou, deci undeva la 50 și ceva. Spun. Înțeleg că investiția din Wild Hills este undeva la 10 milioane. Ish. Aș spune valoarea investiției. Da. Valoarea investiția investiției. n a fost chiar acolo, că dacă fi chiar acolo aș fi mai supărat puțin acum. Mm -hmm. Dar, Dar ai generat impact de 10 milioane. Cel puțin. Mm -hmm. Și eu zic că acolo se va dezvolta impactul mult. Mi se pare și un teren fertil financiar, la ce ai reușit să crezi deja în Horeca și când dezvolt și partea de country club. Clar, se multiplică fiecare bănuț investit acolo. Bun. Doar întrebări interesante și foarte ușoare pentru tine. Care e cel mai mare risc pe care ți l-ai asumat în antreprenoriat? Nu le-am făcut un top, dar aș spune că Wild Hills mm -hmm. l-aș pune pe loc întâi. Dacă mai fi întrebat înainte de Wild Hills, ți-aș fi spus CBCU. Corect dacă m ai fi întrebat înainte de cbc aș și spus uh, mica mea firmă de una din micile firme pe care le-am pornit și care acum e destul de mare, cumva fiecare master, mi se pare că a fost un risc și la acel moment părea cel mai mare risc. Așa că cred că cel mai recent risc de aici, e cel mai mare. Ai și luat riscul, adică ai văzut riscul și l-ai luat. Ai zis gata, îl îmbrățișezi și ai că am Da, 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 așa e. Bun. Mi-ai spus despre skillurile pe care le ai și care te recomandă cumva în activitățile pe care le faci, dar totuși vreau să știu la care dintre ele lucrezi cel mai mult. Asta poate fi un skill pe care poate nu-l ai, ai identificat că e de lucru și ești o perioadă în care, ok, eu asta vreau să dezvolt. Păi, perfect întrebare, mulțumesc. Sper să-i ajute și pe cei care se uită la noi, fiecare în funcție de etapa în care se află. Fiindcă eu mi-am dat seama că până la 30 de ani am investit foarte mult în a învăța business. Uh, îți spuneam de skill-ul și de obsesia mea de învățare. Mm -hmm. Învăț foarte multe despre puține și foarte. Nu, câte puțin despre multe și foarte multe despre puține. Mm -hmm. Puținele erau, evident, industria mea și skillurile mele principale, care sunt sales și marketing și strategii la care pot să spun că sunt bun. Dar. La 30 de ani s-a întâmplat un shift care probabil se întâmplă tuturor într-o perioadă similară în care am mers în altă direcție și am mers să văd, ok, ca și profesionist știu toate lucrurile astea, am demonstrat, am făcut astea, hai să vedem cine e omul ăsta, știi? Până acum era, în, știm toți cercurile lui Simon Sinek, Start With Why, le-am făcut un remix și am zis, asta, implică, acum fac Start With Who, Who Am I, că de fapt de acolo au pornit toate lucrurile astea și am investit patru ani în care am lucrat pur la dezvoltarea mea personală, la toate dimensiunile pe care le aveam de îmbunătățit, unele de care nici nu am dat seama, în zona de self-awareness, cumva acea căutare de autenticitate care duce liderul la următorul nivel. Și încă sunt acolo și pot spune că sunt obsedat de perioada asta de învățare. E preferata mea până acum, a fost interesant să învăț business, negocieri, real estate, all that, dar ce învăț acum mi se pare minunat, fiindcă e fundația mm -hmm. și acolo lucrez. Acolo lucrez. Îți dau un exemplu. Te rog. Știi că m-ai chemat, chemat mai de mult în podcast și eram prins în multe lucruri mm -hmm. și am zis nu momentul, fiindcă nu, nu simt că, că e un moment bun. Și m-am gândit, deși eram tentat să vin în podcast atunci, sau eram tentat să vin în podcast tău să zic Sandu, hai cheamă un podcast tău minunat de când l-ai pornit. Mm -hmm. Oaiul meu de atunci nu era unul cu care să fiu împăcat ca și liderul care sunt azi. Fiindcă sincer aș fi venit ca să vadă lumea cât sunt de grozav pentru aplauze și să vorbesc și să am prestigiul de a sta de vorbă cu tine. Iar acum când m-ai chemat, mi-am dat seama că vin, dincolo de plăcerea de a avea o conversație, că ți-am spus că îmi plac conversațiile, vreau să vin ca să oferim sau să încercăm da, să oferim valoare pentru cei care se uită. Hmm. Fiindcă ăla e the biggest value of my invested time. Celălalt era un fake motivation. Iar la chestia asta i am ajuns doar recent, în ultime, ultimele ultimele perioadă. Și sunt foarte mândru de ea. Și eu sunt mândru. Și chiar pot să apreciez mult asta. Am uh, conversații cu diverse antreprenori în cadrul podcastului și la final unii mă întreabă de ce. Ceea ce e normal. Sandu, de ce mai faci asta? Pentru ce? Ce? Care e obiectivul? Care e outcome-ul? Ce-ți dorești? spun un singur lucru, să reușesc să vă descopăr și să vă descopere lumea pentru că mulți dintre voi sunteți niște diamante pe care lumea nu le vede și continu să zic și o să zic de sute de ore, antreprenoriatul este un act de risc asumat pe care îl fac foarte puțini oameni dar cu cât arătăm că se poate, cu atât mai mulți dintre noi o să aibă curaj să înceapă să dezvolte și să facă lucruri Așa că scopul ăsta de learning și de a împărtăși lucrurile pe care le facem mă motivează și pe mine. și Așa că super fain că ești și tu, tot din motivul ăsta, în, în această discuție. Poți să-i completezi la ce ai spus Cred aici. Că... aici. ți minte că atunci când ai fost tu în podcastul meu, mm -hmm. ți-am zis chestia asta despre tine, așa cum ai zis tu ce-a despre mine acum. Mm -hmm. Ți-am zis exact asta, fiindcă unul din lucrurile pe care am admirat enorm la tine este că aveai chestia asta de a da trust și appreciation și încă o ai la mulți, mm -hmm. fără să aștepți nimic. pe mm -hmm. care uită-te că mare antreprenor, în afară de mi, 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 ce face compania mea, nu-i vezi prea des. Dacă n-au un interes de cloud sharing or vă scuze mai franc de felul meu. Da. Tu ai făcut mereu chestia asta. Și acum că spui că să vă descopere lumea, să vă vadă, e o misiune în care și eu cred și mai mult și și mai mult. Fiindcă îmi verificam în procesul ăsta meu de dezvoltare jurnalele pe parcursul anilor și la un moment dat am văzut o perioadă în care eram un na, tânăr antreprenor, cu oareși ce realizări, frustrat de faptul că nu mă descoperă nimeni, nu-mi dă și nimeni niște, you know, un shout-out, un ceva, whatever. Și am scris o mică scrisoare, nu mie, pentru mine și pentru toți antreprenorii în categoria mea, fiindcă adesea ne avem o uh, valorificare, mi se pare, superficială a antreprenorilor, scuze-mă, cifre... Uh, hard facts. Hard facts. Care hard facts, oricine a făcut un business, știe că depinde de circumstanțe, industrie, all that stuff. Adică nu poți să-mi zici că știi tu. n ai să spun. Adesea, un antreprenor, dacă vorbim de efortul relativ, poate e la fel de excepțional într-o afacere mică pe care noi nu o vedem, date fiind circumstanțe în care se află, cu unul care are niște hard facts enorme. Și am scris această scrisoare către acești antreprenori pe care acum tu îmi spui că vrei să-i descoperim și mă bucur tare. Și am spus, te văd. Sunt mândru de tine, te respect, te admir și chiar dacă nu te cunosc, ești eroul meu. Și sper cuvintele astea să le audă toți care îți urmăresc podcast-ul și încă n-au fost invitați. Wow! Da. Asta mi este bun de intru și pe celelalte episoade. Super! Super! Da. Am zis-o fiindcă ai deschis canalul ăsta da. care chiar cred în ea. Asta cred că e un episod pentru mine, nu numai pentru audiență. Da. Da, mulțumesc. Spuneam despre sport. Am văzut că în, în viața ta există, din ce am observat eu, și văd că există o preocupare clară de a te dezvolta profesional prin learning, prin studiu, prin a petrece timpul cu oamenii potriviți care te pot inspira și de genul să iei și educație de la ei. Și mai există cealaltă parte care se numește disciplina sportului, și pe care la tine o văd în două zone și aș vrea să mi una dintre ele. Eu îi spun sport extrem la unele activități pe care tu le faci, și dincolo văd disciplina sportului de zi cu zi, care cred că te întărește și este antrenamentul, sala, efortul de zi cu zi pe care trebuie să-l depui pentru dezvoltarea propriului organism, această mașină neobosită care ne duce și ne ajută peste tot și ne duce spre succes. Povestește-mi despre sport. Perfect întrebare, ca și până acum. Hai despre sport, un lucru pe care, o altă revelație în toți acești ani. Cea mai importantă materie de la școală, de când eram noi copii, e cea la care noi acordam cea mai puțină importanță, a e sportul. Și când am avut revelația asta, am zis, wow, câte schimbări. Nu știu cum e acum, dar atunci, știi, era sport, mergeai la cafea, făceai altceva. Uh, Norocul meu a fost că am fost pasionat de sport de mic și fiind o plăcere m-am dedicat ei. O pasiune care m-a odorat toată viața și încă durează. Și abia după aceea am realizat beneficiile, lecțiile, câte multe ajută, în indiferent ce carieră ai. Fiindcă ești olimpic la matematică, oarecum ai niște direcții. Ești olimpic umanist, ai niște direcții. Dar dacă sportul este o valoare și o disciplină pe care tu ți-ai însușit-o, indiferent de domeniul tău, cum ai spus tu, disciplina, sănătatea, sunt lucruri care te duc mai departe, știi? Mm -hmm. Și atunci, dându-mi seama de asta, pe lângă faptul că pentru mine este un non-negotiable, deci ziua mea ca să fie bună, sportul trebuie să fie întâmplat. Orice altceva este pe plan secundar. Aveam discuția asta chiar cu șefii mei la un moment dat și îmi spunea, băi, nu, -i, nu e normal, ai ajuns la 91 sfert asta cu 15 ani. Da, da. Ai ajuns la 91 sfert la birou, i am zis, da, sportul de dimineață mă face mai productiv. Am întârziat 10 minute la birou, dar o să fac cu 20% mai mulți bani pentru companie și oricum stau peste program, deci ce contează. Sportul este esența și nu pot să, cum să zic, să o mai mult decât mm. atâta. De exemplu, când mă întâlnesc la un interviu, chiar recent am avut un interviu cu un om și se vedea pe el că lucrează la sine. Automat, eu știu că pentru corpul ăla care se vede că e sănătos, omul ăla lucrează zilnic, adesea face ce n-are chef să facă, e un om disciplinat, consecvent, și atunci, deja pentru mine e un plus, dincolo câte plusuri pentru el, Așa că despre sport putem vorbi câte zile vrei, fiindcă mi se pare cel mai important lucru. Sunt șanse că atunci când intri într-o negociere, o prezență fizică armonioasă, să aibă un impact în negocierea respectivă versus uh, o persoană care este mai puțin disciplinată în sport. Da. Acum depinde cum, ce fel de impact. Am avut și negocieri uh -huh. de genul ăsta și automat când că îți dai seama ai și puncte comune. A, ah, tu ești, nu știu, alergi pe munte sau fiecare ce face. Eu fac, nu știu, jujitsu sau sală sau așa mai departe. Dar avem aceste puncte comune și un cunoscător și un iubitor de sport cunoaște și celelalte sporturi. Și atunci deschide niște discuții într-o zonă de pasiune care creează un canal în negociere. Și asta am pățit-o foarte des. De-aia mult în negocieri. Eu mă prezint adesea nu, tot timpul mă așa cum sunt cu tot pachetul. Nu vin acel CEO perfect, rece și stăm, jucăm pokerul până mm -hmm. avansează mici chestii. Eu vin, sunt Vlad, pe care cunoaște toată lumea, am aceste pasiuni și am avut niște deschideri de canale surprinzătoare cu oameni care nu prea deschid uși. Da, poate fi un icebreaker bun da. și pornește de acolo. Sim legat de sporturile mai extreme da, cred că te refer la kitesurf și la snowboard, o da. împins puțin da, și da, la faptul și... că am făcut un parc de wakeboarding la Jucu și despre asta, da care clar e o uh, extensie a personalității tale da. ea se regăsește acolo să, uh, sportul acesta deja va fi practicat de o parte din oamenii care vor fi acolo, prin urmare ți a pus amprenta, vreau să știu ce te împinge ce, de ce îți plac sporturile acestea, ce te atrage și cum ai ajuns la ele Păi mai multe... Cum am ajuns la Hai să începem așa. De la unul din mentorii mei distanță, Richard Benson, care mm -hmm. este unul din pionerii kitesurfului. Eu, ca și noi toți, când îl citeam acum mulți, mulți ani, scria de excursie, de aventurile lui în kitesurf, că nu puteam decât să-mi imaginez ce era. Când nici nu știu că era YouTube sau era, nu găseai prea multe. Că... Și au trecut mai mulți, mulți ani, până am ajuns în concediu în Grecia cu familia, cu soția, și la o plajă unde făceau kitesurf. Și în momentul ăla când am văzut oameni zburând pe deasupra apei, deja fiind un împătimit de sporturi, fiindcă și schiul practic un de destul de extrem, am zis, eu mă apuc de chestia asta. Și atunci soția mea a spus, ai mai zis tu că te apuci de multe, nu te apuci. Și am zis, nu? Ok. A trecut două zile și când am mers la aeroport să plecăm spre casă, am zis, iubita mea, pleci doar tu, eu rămân eu două săptămâni aici. Singur. Și a rămas două săptămâni în care l-am citit pe oară în bafe și pe alții în timp ce așteptam vântul. Mm -hmm. Și n-am plecat de acolo până nu m-am știut da cu caitu. Iar de acolo restul este o istorie, fiindcă m-am îndrăgostit de un sport care, după părerea mea, e cel mai frumos sport, fiindcă toți visăm să zburăm. Adică, de când ești mic, visezi să poți zbura. Iar să mă dau cu placa și să zbor în același timp, pentru mine e deosebit. Iar ce altceva mă atrage la sporturile extreme este că este un antrenament de curaj. Mm -hmm. Viața e un joc care cere atât de mult curaj, nu mai vorbesc de business. Și frica parcă se infiltrează și vrea să te cucerească pe măsură ce trece timpul. Știm cu toții vorbim de copii, uite-te la ei, n-au frică. După care ajungi adult, te lovești de atâtea și deja mintea zice stai că acolo poți să te lovești, stai, nu fă business-ul ăsta, nu fă asta. Și mă enervează chestia asta. Și în momentul în care am simțit-o că se infiltrează în personalitatea mea, aici a fost locul perfect în care să-mi exersez curajul. Și mi-am exersat destul de extrem, aș spune. Wow, mai zic o cum e viața? <laughs> A Beautiful struggle. Uh -huh. Da. Așa Ui. e. Uh... Și de ce pentru. dacă oricum viața e grea în general, de ce să mai adăugăm un layer suplimentar și anume antreprenoriatul care deja este complex? Spune-mi tu, Sandu, te rog. <laughs> N-am răspuns. pur și simplu mă trezesc făcând-o. Da. Fiindcă cred că avem cu toții motivațiile noastre, eu adesea. Adică, tuturor le spun eu nu sunt antreprenori, eu sunt artist. Uh -huh. Doar că antreprenoria tu e arta pe care o fac momentan și în care am materializat și îmi exersez creativitatea. Dar, de fapt, eu cred că suntem toți artiști. Și asta e credința mea în viață. Și eu cred că antreprenorii sunt creatori. Nu știu. Uh -huh. Cel puțin în cazul meu e acel foc care trebuie să creeze ceva. Fiindcă ai spus și tu, ai avut o perioadă relaxantă, ai stat la fel și eu. Și după aceea începe să ardă focul ăla. Și dacă nu vin să facem ceva, simt că îmi pierd mințile. Acum că, într-adevăr, e o artă cam grea antreprenoriatul, nu știu de ce. Să-mi spui tu când afli, fiindcă sunt foarte curios. Povestim mai detaliat, cred că, la un moment dat aș zice, să mai treacă un pic de timp peste noi și după aia ne vom înțelege un pic mai bine de unde ne tragem energia asta pentru a putea să dezvoltăm antreprenoriat. Dar uh, am două întrebări opuse și îți menționez asta de acum ca să îți gândești bine răspunsurile. Dincolo de antreprenoriat, sport și conversații interesante cu oameni dragi, ce te face cu adevărat fericită? E simplu fiindcă, că ți-am spus, am petrecut mult timp să caut asta, și acum vreau să fac cât mai mult din asta. fiindcă, la urma urmei, timpul nostru scurt pe planeta asta e tot ce avem, și mm -hmm. atunci m-am uitat bine la ce vreau să fac cu el. Mi-am dat seama că nu vreau să fac bine de, istorie de dragul cifrelor, ci de dragul a ce mă face fericit. Și atunci sunt în felul următor. Creația. Spuneam, sunt artist, ok, fac afaceri, asta e creația mea principală, dar scriu scenarii, fac muzică, scriu cărți, când timpul îmi permite, sunt destul de avansat cu ele, încerc să le găsesc balanța între business, familie și aceste pasiuni și sportul, care e uh -huh. pasiunea numărul unu, deci creația. Și al doilea lucru care mă face cel mai fericit este când îi ajut pe alții să-și atingă potențialul ce vorbeam noi adineor. Da. Păi, pur și simplu sentimentul ăla în care dai, știi? Le iau pe două paliere. Asta de potențial, am schimbat viața atâtor oameni și îți arăt, am mesaje, am tineri care mi-au mulțumit pentru schimbările din viața lor, am oameni care au lucrat pentru mine. Pentru mine lucrurile alea sunt lucruri cel mai important din viața mea. Adică dacă trebuie să mă duc undeva și să mă prezint, mi-am dat seama că toate realizările, toate cifrele, toate whatever sunt nimica. Și dacă ar fi să zic ceva despre mine cu care să chiar mă mândresc și să nu mă laud, dar să vreau să știe lumea despre mine, asta, că am avut acest impact în viața unor oameni. Atât cei pe care am așteptat să-și găsească în cariera, vocația, i-am încurajat. Cum faci tu și ce faci tu? Îmi place enorm să încurajez oameni. Adesea tot de deci ce ai nevoie de un om să creadă în tine? Și mulți nu au acel om. Unul singur nu au. Critici avem toți. Dar atât de puțin oameni care strălucesc lumină pe alți oameni și ați cei mai frumos și eu vreau să fiu ca și oamenii. De-aia fac asta, fiindcă mă simt bine și vreau să fiu. Și în al doilea rând, bineînțeles, zona de giving, uh, CSR și așa mai departe. Mm -hmm. Pe care nu fac niciodată ca să-mi pun pe companie sau să-mi fac eu PR. Dar, acum, că m-ai întrebat mă simt bine prin faptul că unde am ajuns eu sunt câțiva oameni din țara noastră și din împrejurimile orașului care își trăiesc de la lună la lună cu ajutorul meu. Adică responsabilitățile mele sunt dincolo de familie, dincolo de angajați, dincolo de impact în comunitate. Efectiv, am câteva familii pe care le țin, nu spun nimănui. Știi? Și atunci când mă uit la sfârșitul zilei, dacă pe aia am ajutat să-și să urmărească visul. Pe ceilalți se ajut să se descurce de la o lună la alta. I'm happy. E, ești happy? E o întrebare bună. Asta e un pic... A... Asta e un pic... Nu vreau să zic așa hei, sunt happy, fiindcă nu sunt ceva gură uh -huh. de la care atins uh -huh. încă nirvana și nu cred uh -huh. că o să ating vreodată. Uh -huh. Căutăm cu toții fericirea, dar mi-am dat seama că e o stare temporară. Nimeni nu trebuie fericit. Hai să zicem pe aia dreaptă. Sunt foarte nefericit adesea, mm -hmm. de multe ori din cauza mea, mm -hmm. fiindcă am mult de lucru cu creierul meu, cu inima mea, cu lucruri care țin de mine. Mm -hmm. În schimb, pot să zic că sunt tot mai bucuros și că încep să învăț să mă bucur de moment, să mă bucur de zi, să mă bucur de winurile mici și nu mai am acea programare proastă din creierul nostru cu I'll be happy when fiindcă o aveam și în momentul în care am atins un ul, UN -ul ăla care era tot de la mașină, la luxuri, la status, la bani, la bici, la recunoaștere, o durat o secundă. Știi? E acea roată hedonistică, știm cu toții. Și atunci îmi stai un pic, nu acolo e fericirea. Deci sunt fericit când reușesc să mă bucur de acele momente, de care devin conștient, fiindcă înainte treceam momentele acelea pe lângă mine, și eu încă mă gândeam cum ajung acolo, ca să am fericirea de o secundă. Deci sunt uneori, dar sunt tot mai bucuros, și tot mai liber, și tot mai senin. Și asta e bine, e suficient pentru mine. Recunosc că ești amazing. Am un partener de business cu care lucrez și el este la început antreprenorial și cred că este pe calea spre succes. Mă aștept să ajungă la primul milion într-un termen scurt și cumva în mindset-ul lui uh, targetul este să facă primul milion și îi spun de ceva vreme că abia aștept să își îndeplinească acest target. Din păcate am o veste <laughs> 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 pentru el. După ce face milionul ăla nu se schimbă nimic în viața lui. Știi? știi? Și tot ceea ce caută dincolo de milion, deja poate că se află acolo unde e el, știi? În care mi-am spus acum, probabil o să vadă că ăsta e mesajul pe care îl transmit și că, de fapt, o să fie un cerc continuu în care mai face un milion, mai vrea să facă ceva și, de fapt, momentul în care te apreciezi pentru lucrurile mărunte pe care le îndeplinești zi de zi, poate să fie mai uh, bune decât uh, cifra respectivă într-un cont. Ascultându-te, îmi dau seama că cealaltă întrebare opusă, cred că va fi și ea foarte valoroasă, ce te stresează foarte tare astăzi? Stresează. Mm -hmm. E un cuvânt. Nu mi-am permis să te întreb care este cea mai mare frică a ta, dar dacă ești disponibil să răspunzi la asta, îți de acord și cu ea. Cea mai mare frică a mea e... cred că cea mai mare frică a tuturor, și dăm câteva secunde, fiindcă aici trebuie să sapăm după Te rog. să scot din cufăr. În acest moment, cea mai mare frică a mea este să mi se ia toată bogăția pe care o am și când spun de bogăție nu mă refer deloc la, la bani sau la înțelesul trivial, ci la nivelul de conștiință la nivelul de cunoștință, la oamenii pe care îi iubesc și pe care îi am în jurul meu, la toate conversațiile bune, la viață. Sincer, mm. în acest moment, înțeleg, apreciez și iubesc cu adevărat viața. Deci, e o frică normală a tuturor, mai ales că este inevitabilă. Și încerc. E aceeași frică care totuși alimentează și conștiința, și bucuria, și faptul că sunt prezent aici, când discutinesi aici, total. Și aceeași frică... frică, fiindcă știu că timpul meu e limitat și atunci vreau să fiu prezent. Fiindcă mulți dintre noi, efectiv, inclusiv eu am trăit pe autopilot, din întâlnire în întâlnire, din scroll în scroll, din whatever, știi? Și acum când mi-am dat seama și -am, m am trezit puțin, mai vreau să petrec cât mai mult timp în acest nivel de conștiință cu voi toți aici. Înțeleg că frica ți impactează felul în care îți desfășori activitățile? Da, adică mm -hmm. nu știu pe cine nu. Poate sunt oameni care spun că nu le e frică, nu-i cred. Mm -hmm. Eu o recunosc fiindcă niciodată nu m-am dat neînfricat, ci doar mm -hmm. teribil de curajos. Tot timpul am fost foarte curajos și ajungi din nou la efortul relativ. Adică, repet, dacă sunt oameni care nu le e frică, bravo lor, mie mi-e foarte frică, și totuși fac. Mm -hmm. Și atunci mă respect și mai mult și încerc să am conversația asta cu mine zilnic. Ați, e frică să faci asta acum? Hai să o facem, că poți. Îmi trebuie de la tine două persoane, una la care te uiți în sus, și a doua cu care ți-ar face mare plăcere să povestești. Mi-ar plăcea foarte mult să povestesc cu Robin Sharma. Mm. Foarte mult. Am mas mulți. Dar cu el mi-ar plăcea din vari motive, fiindcă viziunea despre viață nu-i oarecum similară, cel puțin în acest moment. Și cealaltă întrebare La era... cine te uiți în sus? Pe cine admiri foarte mult? Fă, o listă întreagă, dar... Alegem o persoană, te rog. Pe care o cunosc sau... Mm -hmm tata și Mircea Miclă. Hmm. N-am putut să dau drop la niciunul. Sorry. Fo. Fain. Foarte fain. Însă... Uh. mai multe tipuri de averi pe care le-am învățat de la tine, dar cred că averea timpului conștient și a sincerității... Este cea care o să rămână în minte după, după discuția cu tine. Mai aveam o întrebare, dar o arunc, dar nu vreau să-mi răspuns. Era când te oprești, dar uh, mi-a atâta de. Așa mult mi-a plăcut uh, fluxul și ritmul uh, prezenței conștiente, încât pur și simplu nu contează. Nici când te oprești, nici de ce te oprești, e, e doar să rămână la tine mi-a făcut mare plăcere să te am uh, în această discuție și îți mulțumesc că ai fost atât de autentic. Îți doresc mult succes și să nu uiți că sunt aici oricând pot să fac uh, un pic de bine că o să fac cu dragă. Mulțumesc și apreciez și mulțumesc că m-ai primit aici și mulțumesc pentru ceea ce faci, fiindcă mă inspiră și pe mine să continui.